După luni de speculat, avem numărul de episoade pentru primul sezon din Ninjago Dragons Rising. Și de fapt, am multe opinii despre asta. Sezonul ăsta o să aibă 20 de episoade, făcându-l cel mai lung sezon Ninjago de până acum, de departe. Reacția care probabil o să o aveți dacă ați trăit sub o piatră este: cum e ăsta cel mai lung sezon, când sezonul trecut era 30 de episoade? Păi, asta e pentru că Ninjago o să aibă din nou 22 de minute pentru fiecare episod, spre deosebire de Crystalize, care avea 11 minute. Cele 30 de episoade ale sale este echivalentul la 15 episoade de 22 de minute, așa că Dragon's Rising e cel mai lung. Întâi de toate, nu sunt deloc un fan a cât de lung e sezonul ăsta. După cum am văzut cu sezoane ca 11 sau Crystalize, Ninjago întotdeauna cu sezoanele lungi ca să umple cele 30 de episoade, există episoade în care abia dacă avansează povestea. Și pentru că sunt multe episoade, scriitorii spun: lasă că o facem într-un alt episod. Iar lucrurile care au zis că vor să le facă mai târziu se adună și se adună până când se ajunge la un final grăbit. Nu zic că sezonul ăsta o să fie rău, este o lume nouă și multe personaje noi, cu siguranță există material aici pentru a umple 20 de episoade, dar nu o văd să se întâmple. De asemenea, avem cum o să fie distribuit sezonul. Din păcate, la fel ca și Crystalize, sezonul va fi despărțit în două capitole, primele 10 episoade pe 1 iunie și ultimele 10 episoade în toamnă. Cred că nu trebuie să explic de ce asta e o problemă, mi-am prezentat desatisfacția cu distribuția Crystalize de mai multe ori. Nici măcar nu ne-au dat o dată specifică pentru ultimele 10 episoade. Pur și simplu, toamnă 2023. Oameni buni, toamnă 2023 este orice de la 1 septembrie la 30 noiembrie. Sezonul ăsta a fost terminat în ianuarie anul ăsta, cu siguranță ar fi trebuit să ne poată oferi o dată specifică. În continuare susțin că trebuiau să pună un episod pe săptămână. Sau dacă tot vroiai să pui mai multe episoade deodată, dă mai puține! Adică 10 episoade deodată este mult! Nu puteai să pui pe 1 iunie primele 5 episoade, pe 1 iulie următoarele 5 episoade, pe 1 august următoarele 5 și pe 1 septembrie ultimele 5? Așa am fi avut content toată vara. Oh, și apropo, primele două episoade din Dragon's Rising s-au licuit în germană. Așadar, în sfârșit avem o dată bătută în cuie de 1 iunie și nici măcar de aia nu pot să se țină. Dacă ați văzut primele două episoade în germană, vă rog să nu lăsați spoilere. Eu o să aștept să apară în engleză. Și de asemenea, sezonul având 20 de episoade face cartea Quest for the Lost Powers și mai stupidă, pentru că 20 de episoade e destul timp să faci o poveste în care ninja își obțin puterile. Nu puteai să faci 4 episoade, unul pentru fiecare ninja și după aia începe toată nebunia cu fuziunea? Și de asemenea, de ce ai adus-o înapoi pe Nia în Crystallized? Unul din argumentele principale pentru de ce Nia s-a întors este pentru că e personajul cu care fetele se conectează. Așa că vine întrebarea: de ce ai adus-o înapoi dacă sezonul ăsta introduce două personaje cu care fanele se pot conecta, Sora și Wildfire? De ce ai adus acest ninja înapoi când sezonul ăsta introduce doi ninja noi? Acest lucru mi-a solidificat opinia că Nia nu trebuia să se întoarcă în Crystallized. Asta nu este o critică pentru noul sezon, este mai multă critică pentru Crystallized. Apropo de ninja, acum știm de ce J. Cole și Zayn nu apar deloc în trailere. Dacă mai țineți minte, înainte să apară primul capitol din Crystallized, trailerele abia dacă aveau scene din a doua parte. Așa că, iată, uite, J. Cole și Zayn apar în capitolul 2. Astea au fost toate noutățile, acum ne vedem data viitoare.